are loc ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al orașului Comănești. Sunt prezenți 13 consilieri, 6 prin intermediul online. Este întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrările. Rugăm pe domnul primar să ia cuvântul. Bună ziua, vă spun și eu. Și mulțumesc pentru că ați dat posibilitatea noastră pentru această ședință. Două puncte ale pe ordinea de zi astăzi. Este vorba de un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 128 din 18.07.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice, nota de fundamentare și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul construirea, echiparea, operaționalizarea și funcționarea unui centru de zi pentru seniori în orașul Comănești, județul Bacău. Și un al doilea punct de ordine de zi este vorba de un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Adel Salin. Valoarea totală a proiectului 39.962.572. Aceste două proiecte le se pun spre aprobare și dacă domnul președinte, dacă vreți să le... Supunem. Da. Bine ați venit la ședința de astăzi. O să se pun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Trecem la primul proiect de ordine de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 128 din 18.07.2023, privind aprobarea documentației tehnico-economice, nota de fundamentare și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul construirea, echiparea, operaționalizarea și funcționarea unui centru de zi pentru seniori în orașul Comănești, județul Bacău. Proiectul a fost la comisie, dacă mai sunt intervenții. Dacă este nevoie să mai repetăm care este obiectivul acestui centru, care sunt opțiune, posibilități, dacă vreți să veniți cu alte propuneri, așteptăm din partea noastră inițiativă. Seniori în special. Da, sunt. Super, asta pentru noi. Nu sunt seniori. Cum nu sunt? Deci acest centru va avea în vedere, să zicem așa, îngrijirea sau oferire de servicii persoanelor care vor putea să fie beneficiare pe acest proiect, în număr de 50 de seniori care vor putea să funcționeze, să li se ofere aceste servicii pe program de zi, de aceea centru de zi, de dimineață de la ora 7 până după amiază la ora 5-6. Și tot în cadrul acestui centru avem în vedere ca să putem să asigurăm servicii pentru tot pentru seniori, persoanelor care nu sunt deplasabile, care sunt acasă și nu se pot deplasa, au un număr de 25 de persoane. În total, 75 de persoane vor putea să beneficieze de aceste servicii. Dacă nu, să pun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Trec la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salin. La fel, proiectul a fost la comisie, dacă avem intervenții aici. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Deci acest proiect
a trecut de toate fazele pe care le-am avut de parcurs până în acest moment. În momentul acesta avem și PTH-ul și este în fază de licitație pentru execuție. Dacă vor decurge bine licitațiile și nu vor fi piedici, contestații și altele, este posibil ca în câteva luni de zile să începem lucrările. Este un proiect foarte, foarte important și mult așteptat de multă lume. S-a anunțat ședința. Este posibil ca mine să vă invităm la o ședință extraordinară. Dacă o facem, ar fi bine să nu mai convoc încă o dată telefonul, să iau la rând. Deci mâine la ora 10 este bine? Perfect. Am fi putut o pune astăzi, dar sunt mofturoși care zice că v-am anunțat cu 24 de ani. Nu, dar se putea spunea cum s-au inclus alte de, nu știu ce, se putea include tot astăzi. Am vrut să o includ, dar zice că trebuie să vă anunț cu 24 de ani. Nu, este vorba despre acest lucru. Este vorba de persoanele reclamajoice. Este vorba despre faptul că acest proiect de hotărâri deci trebuie să-l studiați, ca să punem acum, este vorba doar de aprobarea unui amplasament pentru centrul de aport voluntar, capurile alea care sunt pe... Și pentru că suntem în... Trebuie să aprobăm, trebuie să ne întâlnim mâine din nou. Da, ce se face? Nu spuneți de la vreți să aprobăm acum? Nu. Eu sunt de acord. Dacă îmi permiteți, eu nu sunt de acord. Să introducem acum. Dar întrebăm pe toată lumea. Este vorba de o dezmembrare de teren. Pentru că ne aflăm în fața faptului următorului fapt. Terenul pe care se află stația de epurare aparține și UAT Dărmănești. Și UAT Comănești. Și pentru că noi nu putem să ne obținem toate avizele și toate documentațiile necesare, fiind pe două UAT-uri, este necesar să dezmembrăm pe partea de Dărmănești. Că noi nu amplasăm acest CAV pe teritoriul lor, ci pe teritoriul Comănești. Și dezmembrăm și ne ocupăm de partea noastră de Comănești. Să fim de acord cu această dezmembrare. Sunteți de acord? Sigur. Dacă îmi permiteți, eu sunt emisiune filmată. Nu contează dacă e filmată. Dar nu numai asta. Este și mai important că e filmată. Da, ne mai întâlnim mâine o dată dacă e filmată, na? Supuneți la vot, domnule președinte. Cine este dezmembrarea? Dezmembrare. Suprafeței de teren care aparține celor două ATM. Eu zic să supuneți la vot, întâi punerea pe ordinea de zi a acestui teren. Ok. Dacă toată lumea e de acord. Supuneți la vot. Și dacă este o singură persoană împotrivă, ne întâlnim mâine. Deci supun la vot să trecem acest proiect pe ordinea de zi. Cine este de acord? Domnul Sarca. Toată lumea pentru? Pentru sau contra? Sunteți pentru trecerea pe ordinea de zi și aprobarea dezmembrării, așa cum a fost prezentată de domnul primar, da? Da. Bun. Ok, deci introduceți pe ordinea de zi. Supun la vot aprobarea proiectului dezmembrării, cum a prezentat domnul primar. Cine este pentru? Abține? Domnul Sarca. Împotrivă? Mulțumim frumos și v-aș mai anunța încă o dată programul de zilele orașului. Dacă aveți posibilitate, cei care sunteți în localitate și aveți posibilitate, vă așteptăm cu mare drag începând de vineri. Dimineața la 10:30, avem la Cimitirul Eroilor depuneri corone. După aceea, după amiază, la ora 17, la centrul de evenimentul cu premierea persoanelor care este 50 de ani căsătorie, vineri. Și de sâmbătă avem programele care le știți dumneavoastră.
Deci, băi, invităm cu mare drag. Cine aveți posibilitate, poate să-mi care să zicem și pleacă de localitate. Dar care sunteți în localitate, vă invităm să participați la acest eveniment. Vă mulțumim frumos! Mulțumim frumos!